Acum ne întoarcem la fratele tău, Mihaiță Gâdea. Și la ce ai cu el? Nu. Și dar tu ești un profesor rău, totuși. Hai să vezi cum e cu logica. Te bagi? Tu nu înțelegi că trebuie demonstrate anumite lucuri prin inducție. N-ai nevoie să demonstrezi nimic. Prin inducție magnetică. N-ai nevoie să demonstrezi. Nu eu. Logica. Hai cu logica. Dați-mi 75C. Fii atent. Profesor rău. Rău, da, rău la suflet. Rău, dușmănos. Dușmănos, da. Cum facem, totuși, să clarificăm chestiunea asta? Pentru că mie mi se pare importantă, dacă domnul George Simion nu are niciun fel de vinovăție, nu merită nimeni să fie împroșcat cu noroi degeaba. Dacă are, și asta este de o gravitate extremă, care poate să ducă până la fapte extrem de grave din codul penal, și asta trebuie să fie știut. Să ne gândim la ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani. Cine a vrut să destabilizeze în mod clar, obsesiv, Republica Moldova? Rusia. Mama. A mai fost altcineva? Nu. Nu avem informații. Vine această declarație a lui Receanu care spune că Simion este membru al, între ghilimele sau în paranteză, al forțelor de destabilizare a Republicii Moldova. Prin acest text, de fapt și de drept, Recean aduce cele două aspecte și le suprapune. Domnul general, pe de o parte, numai o puțin, dacă îmi permiteți. Da. Vrem să vă adică, în momentul în care toată lumea știe, prin toate eforturile politice, poate și diplomatice, poate că și militare, Rusia a vrut să destabilizeze Republica Moldova și are cuvântul destabilizare, în momentul în care primul ministru vine și suprapune, înseamnă că el are probe în acest sens. Că aceste probe vor ajunge când trebuie, cum trebuie și sub ce formă trebuie în România, eu sunt convins. Deci ai înțeles? Ce? Fii atent. Cine destabilizează Moldova? Mama. Rusia. Știi de când a mai fost Simion în Moldova? Dași-mă din gură. Știi? Păi, nu contează. S-au prelungit interdicția. Păi de unde destabilizează? Lasă-mi, contează. Șorie în Moldova. Din Ferentari. Șorie în Moldova. A, deci nu trebuie să fie acolo să destabilizeze. Deci fii atent. Ce știi tu? Cine destabilizează Moldova? Am înțeles aluzia. Rusia. Rusia, da? Da, Rusia. Și cine destabilizează Simion? Deci Simion e omul rușilor. Logica, logica securității. Logica ascultă. Pentru cei că sunt deștepți ăștia că au făcut totul. Păi fii atent aici, fii atent, hai să te ajut. Păi nu e cazul, nu pe mine. Fii atent. Guvernul ne fură, corect? Da. Cu taxe, cu tot ce vrei. Prima oară am văzut la americani chestia asta, eram în Crystal City, la Pentagon, era unul cu un tricou, scria așa, don't steal, government hates competition. Deci nu fura, guvernului nu-i place să fie concurat. La... competiția, cum ar veni. Exact. A, așa. Și acum îți dau următorul exemplu. Noi știm că guvernul ne fură. Te urci în autobuz, vine un hoț de buzunar, îți fură portofelul. Deci, guvernul te fură, hoțul de buzunar ți-a deci furat portofelul. Deci guvernului. Deci, români, hai să vă dau o mână de ajutor. Deci, ați înțeles care e logica la Antena 3, da? Măi, logica în general este că Simion este un extremist și este omul rușilor, e spion rus și destabilizează, destabilizează Moldova, cum destabilizează și rușii și bineînțeles că el fiind spionul rus, atunci destabilizează în partea rușilor. Deci, mai vrei ceva? Nu. Vreau să le dau un exercițiu de logică. Dați-mi 743A. Fii atent, Marius, te ajută și pe tine chestia asta. Eu cred că pe tine te ajută, pe mine niciun caz. Cu logica la securitate, da? Așa. Hai să vedem repede. 743A. Uite, am scris eu acolo. Am vrut să pun, să te fac pe tine subiect, dar... Hai. Fii atent. Zicem așa. E o umă, da? Toți copacii lucrează la SRI, da? E o aberație. Logica n-are de-a face cu valoarea de adevăr a enunțurilor, ci doar cu modul în care ele rezultă unele din altele. Da? Prin deducția logică. Exact. Toți copacii lucrează la SRI. Am scris aici, Valentin Stan este un copac. Rezultă că... Că? Păi dacă nu ești atent, că? Te-ai făcut de râs. Că e securist. Nu. Deci, ați înțeles? Ăsta este un raționament să mergem mai departe, aristotelic, totuși. O inferență validă. Povestea cu Rusia destabilizează, Simion destabilizează, rezultă că Simion lucrează pentru Rusia. Nu. Asta este doar la SRI, logica asta. O să mă întrebați de ce SRI.
O să vedeți imediat. Fii atent. Eu te-am rugat să nu zici nimic de serie. Păi nu, că zic ei, imediat. A, scuze. A, așa, Andreea Sava, care e în emisiune... A încercat să le spun, am văzut în direct. Păi, domne, stai, ce legătură păi are... Păi să vezi acum, zice Andreea Sava. Zice, da. Dar zice, domne, protestele nu înseamnă destabilizare. Fii atent ce pățește biata de ea, care pare că nu știe... Despre ce e vorba acolo? Dați-mi și iau cuvântul. Am văzut. Nu ascultam în mașină. Păi pentru tine am făcut asta. 7-6. Pentru publicul larg, eu sunt un... Da. 7-6. Simplu spectator, cetățean. Ce, vă rog? Domnul general, dar ce înseamnă destabilizare? Protestul este destabilizare? Nu. În România, guvernul Ponta... Mergem pe un drum care, în momentul de față, totuși e destul de clar. Dacă aici, și protestul se poate transforma în destabilizator. Am dat un articol mai devreme din 2CVL. Există multe forme care sunt explicate de la Institutul pentru Studiul Războiului, care a vorbit zilele astea la comunicat la analiza de la 2CVL. Explică ce înseamnă efortul de stabilizare în Republica Moldova. Sunt niște elemente... Nu, eu mă refeream la destabilizarea pe care a făcut-o Simion. Eu, în momentul de față, totuși nu aș duce în derizorul. Pe mine mă interesează de ce îl fac indezirabil. Asta este o întrebare la care v-am răspuns. La George Simion mă referam, nu la Rusia. Eforturile Rusiei sunt una, eforturile unui domnul om... Domnul Zamfir, știți dumneavoastră mai multe? Premierul Ciolacu a aflat ceva, pentru că domnul premier din Zamfir, Moldova a informat pe domnul Ciolacu. Ia. Și dacă aș fi domnul Ciolacu, mi-a spune mie, dar în mod sigur o decizie a celor din Republica Moldova e clară. A spus aici domnul general Barbu foarte corect. A decis statul ăsta în baza prorului pe care le are. Nu putem să prezumăm că Republica Moldova are ceva cu Simion din trecut sau, mă rog, orice altceva. Că nu este fum fără foc. Eu nu cred că Simion este în această situație, Doamne, așa că el e un neprihănit și se întâmplă o nedreptate. Ce ai zis? Păi nu știu, tu explică, tu ești profesor. Eu sunt profesor? Da. Bine, atunci... La Simion, la jurnalist sunt eu. Deci, ce a făcut... Ce vrei să-ți explic? Ce a pățit Andreea Sava? Din punct de vedere. Ea a avut o remarcă nepotrivită. Aha. A pus o întrebare care nu trebuia pusă pentru că nu putea... Logică! Întrebarea ei ducea discuția în derizoriu, tu n-ai înțeles. N-am înțeles. Și nu e treaba cum a destabilizat, că și 2CVL a spus cum destabilizează rușii Moldova. Da, mă întrebai de SRI ceva, nu? De cine? De SRI. SRI. SRI! Eu! Tu! Doamne ferește! Păi hai să vezi nu cine... la mine în emisiune, dacă da, cineva a îndrăznit. A spune eu cu mâna mea. Da. Hai să vedem. Aș da mai tare. Da? Ia hai să vedem, mă, ce-i cu SRI-ul ăsta, mă. Aș da mai tare. Ce e cu SRI-ul? Nu știu, a venit în vizită la Gâdea. Poftim? Să... Nu. Cuvântul meu. 73 ce vă? Infirm. 73 ce vă? Ia. Bun, studioul nostru este domnul colonel Păcuraru, domnia sa a lucrat pentru Serviciul Român de Informații. În momentul de față, ceea ce spune domnul ministru Șalaru, ceea ce spune premierul din Moldova, celelalte informații care sunt, credeți că vom afla vreodată în sensul de a vedea probe? Domnul Șalaru spunea, nu există serviciu secret care să-și difuzeze probele, înregistrările și așa mai departe. Însă, situația este una, în opinia mea, complicată. Dacă lucrurile rămân doar la nivel de unul a spus, altul a spus invers, s-ar putea ca o parte din public să spună, au ceva cu el, îl hărțuiesc. Nu cumva, atâta vreme când nu apare ceva consistent și concludent, discuția asta poate inclusiv să-i folosească domnului Simion. Trebuie să vă spun de la bun început că aceste probe sunt clasificate de la nivelul strict secret în sus. L-am oprit. Doar ți l-am prezentat pe om. Ce spunea în continuare nu mă interesează. E la Mihăiță? Da. Da, dar acum ți-l dau spunând ceva. Și tu rupezi hainele de pe tine, notează-ți cămașe, ce ai tu pe tine, da? Și fii atent ce spune. Să-mi notez? Da. Și români, uitați-vă atent ce spune SRI-ul. Omul a lucrat la SRI, colonel acolo. De parcă cineva care a lucrat la SRI acum nu mai lucrează la SRI. Da. Poftim? Nimic. Deci, atenție și reținem. 74C. Ia vezi.
Ia vezi, Marius. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, cu scandalul momentului după anunțul făcut de premierul Republicii Moldova. Dorin Recean spune că instituțiile din Republica Moldova, este oficial așadar, au stabilit că George Simion face parte, și citez, dintr-un efort de destabilizare a Republicii Moldova. A venit și reacția lui George Simion, care spune și de asemenea, iată, și alt lider, domnul Dan Tănasă, că nu recunosc statul moldovean. Ba mai mult decât atât, că nu ar trebui să mai existe guvern și președinte la Chișinău, asta cumva în contextul unirii, dacă vreți, cu România. Ba. Domnule Păcuraru, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Apelăm la expertiza dumneavoastră, colonel în Serviciul Român de Informații. Când vine o astfel de informație, sau cum se ajunge la o astfel de concluzie? Se face o anchetă? Se urmăresc reacții? Sau care sunt procedurile? Serviciul Român de Informații se ocupă de evoluțiile ascunse, evoluțiile medii confidențiale. Atenție! Ceea ce vedem noi aici este o poziție deschisă, politic exprimată, ori noi nu suntem Serviciul Român de Informații, nu este agenție de presă. Deci lucrurile sunt foarte clare. Exact așa cum domnul Victor Orban contestă apartenența Transilvaniei la România, a spus-o clar, nu a recunoscut niciodată administrația românească din Transilvania. La fel, domnul Simion susține că Republica Moldova nu aparține locuitorilor Republicii Moldova, ci aparține României. Este un punct de vedere politic care pentru mine este destul de șocant. Deci, români, ați aflat de unde vine că Orban contestă administrația românească în Transilvania? A făcut și dânsul o legătură. Ce ai zis? A făcut și dânsul o legătură. Poate vrei să te ceri pe hol. Mai stau un pic, mai, deci, mai avem vreo 10 minute. Deci de unde e povestea asta? De ce atunci Orban... Atunci că nu întâmplător... Exact, exact. De securiști au pregătit-o din timp? De exact. De Simion un fel de Orban românesc vis-a-vis de Moldova. Pentru că Orban vrea Ardealul. E mult până departe. Contestă. El vrea Moldova. Exact. Ăla contestă administrația românească în Transilvania. Exact ce am văzut că susțineau micuții de la Antena 3 încă în anii 2022-2023. De unde vine filozofia asta? De la? Pericolul constant al Ungariei care ne Ardealul. Ungaria, iată, aliată cu Putin. Putin. Care și Simion, Putin, care vrea și el. Și care Simion e agentul Moscovei. Și el vrea să ia Moldova. Moldova. Pentru că nu o recunoaște. Pentru că nu o recunoaște. Ce a spus micuța Berta? Și că nu recunoaște statul. El a spus, bă, aia e țară, e stat. Deci statul recunoaște. Nu recunoaște ca țară. Deci, de unde ni se trag toate astea? De la... De la? De la? De la Ana la Caiafa. De la? De la Ana la Caiafa. De la A la Z.